Inspirația trebuie să te găsească cu pensula în mână, spunea Corneliu Baba. Așa o găsea inspirația și pe Eleonora Romanescu. Eleonora Romanescu a avut un discurs plastic inconfundabil. Cunoștea toate secretele armoniilor cromatice, tradițiile artei populare. De-a lungul anilor a instruit mai multe generații de pictori. Am fost și rămân de părerea că a înveșnici natura în imagini plastice este egal cu a picta portretul unei ființe umane. Natura pentru mine e un model de veșnică admirație, în fața căruia îmi verific potențialul creator, se confesa artista Eleonora Romanescu. S-a născut pe 26 aprilie 1926 la Leușeni, județul Orhei. A absolvit Școala Republicană de Arte Plastice Ilia Repin pe atunci, astăzi Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală din Chișinău. A făcut cursurile superioare de pictor-restaurator din capitala Rusiei, Moscova. Primele sale tablouri naturi moarte au fost prezentate la expoziția tinerilor artiști plastici din 1954. Natura în peisajele ei nu e falsă. Peisajele sunt calde, le poți distinge cu ușurință de altele. Le poți recunoaște după irepetabila viziune și manieră. Eleonora Romanescu a pictat un peisaj aparte. Peisajele ei, că sunt de pe plaiurile moldovene, putea fi văzut la Moscova de către toți spectatorii și autorii acestor expoziții unionale și era firesc că toți știau că asta este, indiferent cine l-a pictat, este un peisaj din Moldova. Fiindcă peisajele Eleonorei Romanescu au un specific aparte, o compoziție foarte integră, cu un colorit decorativ, prin contrast. Roșu este roșu aprins, albastru este albastru aprins. Galbenul este același galben. Și în toată cromatica asta este o armonie. O armonie pe care puteți să simte numai o persoană care a crescut în Codri, în Codrii Leoșenilor și dragoste pentru care a purtat mereu în suflet. E important și faptul că Eleonora Romanescu întotdeauna a simțit o dragoste aparte față de plaiurile noastre. Lucrul acesta se vede nu numai în peisajele pe care le-a creat Dumnezeu, dar și în portretele oamenilor din Leușeni. S-a identificat rând pe rând cu fiecare din strămoșii ei, cu viața satului, cu locurile pitorești, cu Codrii și dealurile, fiecare din aceasta contribuind cu propriul ei ADN, celui care a fost și suntem. Ceea ce am văzut astăzi în expoziție m-a frapat foarte mult, mai ales autoportretele sale, pe care ea le-a pictat după o anumită perioadă de timp, parcursul a cât? 30-40 de ani. Majoritatea din aceste portrete și o bună parte din portretele din perioada anterioară sunt expuse aici pentru prima dată. Trebuie să ne mândrim că am avut o asemenea pictoriță și trebuie, într-adevăr, să promovăm creațiile sale care sunt unicale, atât în creația artiștilor plastici din Moldova, cât și din regiunile limitrofe. După ce a parcurs ca artist mai multe etape, a oferit idei și argumente celor care au fost la început de drum, celor care au fost prin natura vârstei fragede, în acea perioadă de criză și prefaceri, în această lume care ne apare injustă și incertă, cu valori parcă răsturnate, în această viață dramatică în care arta juca un rol, cu toate transformările petrecute deopotrivă în instituții și în practica curentă, în deceniile prin care a trecut mai greu și mai încet decât ne-am fi așteptat,
de la comunism și dictatură spre o normalitate a vieții la un stat european unde oamenii astăzi sunt liberi. În lucrările imediat după absolvire se observă metoda tehnologică a lui Hazov și Gabrikov. Toate formele trebuie să fie geometrice, plasate. Fiecare culoare trebuie să aibă suprafața sa pe care o formă. Datorită acestora se obținea integritatea echipului. Și lucrul acesta, practic, l-au trecut aproape toți pictorii care au studiat în această perioadă, ca și Eleonora Romanescu. Eleonora Romanescu întruchipează existența în timp. Ea rămâne a fi patriotul culturii basarabene. A trecut cu demnitate peste toate greutățile vieții. S-a născut la 26 aprilie în anul 1926 la Leușeni, pe atunci județul Orhei, România. Debutează ca pictor în anul 1960 cu tabloul Șezătoarea, după care urmează un șir de tablouri cu naturi statice și portrete. Eu în copilăria mea am început cu peisajul. Prima a fost o perioadă când eram foarte atașată de chipul omului. Și poate aș fi rămas și azi atașată dacă l-aș fi avut prezent în fața mea de câte ori mi-ar fi trebuit să pictez. Peisajul mi-mi pozează atâta cât vreau și unde vreau, dar mai ales cu timpul că omului nu-i mai permite să stea în fața pictorului atâta cât ar fi fost necesar. N-au am timp să pozeze și nici, mai ales în ultimul timp. Asta m-a făcut să lucrez mai puțin, foarte puțin, poate, la direcția portretului, scene de gen, știu eu, pentru că eu rămân totuși un pictor care ține în mijlocii de natură, de documentație și felul acesta de a fi nu mi-a permis să lucrez atâta cât ar fi fost necesar asupra chipului omului. Artista a știut să surprindă caracterul, să surprindă pe harta vieții omului istoria acestuia. Printr-o pensulă a surprins viața și trăirile umane. În această expoziție am încercat să aducem o serie de lucrări mai puțin cunoscute publicului și să construim o expoziție inedită. În acest sens, ne-am orientat către o serie de autoportrete. Nu știam că Eleonora Romanescu are atât de multe portrete și aceasta ne vorbește despre consecvența artistei și despre studiul permanent al chipului uman. Pentru că orice artist care este interesat de studiu, primul lucru care îl face, așa făcea și Courbet, pentru că trebuia să-ți plătești modelul, dânsul se orienta către sine și are o serie de lucrări în care Gustave Courbet este protagonistul lucrărilor. În această serie de autoportrete, sigur, am ales ceea ce am dorit noi ca să creăm o anumită dinamică în viziunea ei artistică, începând cu anul 55 și plecăm până în mileniul actual, deci până în 2010. O serie de lucrări timpurii, de asemenea expuse într-un cadru, ne-am gândit într-un cadru închis, ca într-o expunere de colecție,
Și următoarea perioadă, anilor 60-70, iarăși o serie de lucrări de mici dimensiuni, dar extraordinar de bune și de importante în creația artistei. La începutul creației sale, Eleonora Romanescu a lucrat și în alte tehnici, în tehnica grafică, gravură și linoleum. Pe timpul când a fost angajată la Muzeul de Arte între anii 1966-1972, împreună cu Ada Zeven și alți muzeografi, au restaurat mai multe icoane, precum și icoana foarte veche, reprezentându-l pe Iisus Hristos. Această icoană face parte din colecția permanentă a artei religioase. Eleonora Romanescu a făcut de toate, în fond, pentru că cunoaștem, în afară de faptul că a fost un restaurator foarte bun, i-a făcut și tapiserie și iată, avem grafică, avem în afară de acorel, avem desen foarte bun, are pasteluri. Deci este o artistă care a experimentat și a exersat continuu la vârsta care a plecat ea și a îngăduit să lucreze până la sfârșit, pentru că a rămas o lucrare neterminată pe șevalet. Este o artistă care a trăit exclusiv în artă și pentru artă. Muzeul Național de Artă a inaugurat expoziția așa cum și-a dorit artista. Odată la 5 ani, obișnuia să vină în fața publicului iubitor de artă, cu o expoziție personală. Expoziția a fost transmisă online și de data aceasta fără public. A fost o personalitate deosebită și care a trăit în arte, în artele plastice, și a ajutat cum a putut. Ca pictoriță, iarăși, a făcut o pictură care parcă era incomodă la un moment dat, atunci, pe timpurile mai puțin favorabile pentru pictură, dar, oricum, privind azi în urmă, vezi că e o pictură care era foarte, foarte bună, interesantă și nu existau motive ca să nu accepți așa o pictură. O singură dată am plâns când și-au bătut joc de o lucrare a mea. Un membru al comisiei de achiziție s-a pronunțat negativ și lucrarea n-a fost achiziționată. Era foarte important pentru mine, căci era primul meu contract. Plângeam ca un copil, iar Mihai Grecu m-a liniștit, spunându-mi: vezi-ți de treabă, nu lua în seamă. Există o evoluție a creației la fiecare artist și evoluția asta e ceva ce ține de stare interioară, stare mentală, de cultură, de asta e greu de spus ce simțea artistul și ce reușea să facă. Eu cred că ea s-a integrat în arta pe care a făcut-o. Eleonora Romanescu spunea că un artist trebuie să fie în căutarea propriei identități. Artistul trebuie să fie fascinat mereu de ceea ce natura îi oferă zi de zi, ca o descoperire uluitoare, depănând propriile povești în care oamenii devin personaje. Artista rămâne un erou al acestui pământ pe care l-a îmbrăcat în veșminte. L-a simțit prin propria viziune artistică, prin idealul estetic. Mi-am amintit că un cunoștință, mai cu ani mai în urmă, mereu mi-a impactat că, uite, zice, Eleonora pictează numai dealuri.
Și s-a întâmplat că acea persoană a venit aici în sat și când a nimerit între aceste idealuri, a spus, vai, da, aici nu pot să nu le pictez. Artista a trăit cu multă rigurozitate și spirit de răspundere, așa cum au trăit părinții ei, guvernată de spiritul serios și organizat. Tatăl meu mai era și cântăreț în biserică. Tata avea școală muzicală bisericească și organiza coruri. Pe atunci, biserica era de stat și exigențele erau foarte mari. Părinții mei au trăit o viață așa plină de înțelegere și de respect unul față de altul și au dus o viață împreună tot timpul cât au trăit și A fost o familie exemplară. Da, a fost o familie bună la noi, noi cu părinții noștri, vă zic. N-a fost niciodată niciun fel de conflict, nimic. Mai venea vremea câteodată când ceva acolo se făcea. Ridica tonul și atât. Da, dar așa, în general, a fost o viață plină de înțelegere. Când mă țin eu minte, lucrarea asta a fost acasă, la țară, era atârnată pe perete. Este o poză care e făcută după o fotografie micuță, e mărită. Deja se vede tot doamna, cred că a retușat, a dat niște accente. Aici este tata, care era, a fost veteran în primul război mondial. Rămăsesc fără o mână, a fost decorat, toate din argint, ele se păstrează și până în ziua de azi la mine. Asta e bunica, adică soția, și mama, asta este Leonora Romanescu, și asta e fratele. El era cu 2 ani mai mare. Eleonora Romanescu a venit pe lume cu o știință de a fi atât de sensibilă și atentă la jocurile culorilor, precum și la permanența sensurilor, scria Serafim Saca. Asta este bunica, mama ei, era o perioadă de amu, era slab cu vederea. Ieșea pe stăie să odihnească și aducea aminte toate poeziile care le-am învățat, cum am făcut școală la 4 clase la români și când am venit rușii, de-am făcut cu rușii. Dar foarte mult cu bunelul îmi povestea cum toată biblioteca din sat i-au citit. Până la 2 de noapte stăteau împreună și citeau. Artistul plastic Octavian Romanescu a rămas fascinat de felul cum a fost panotată această expoziție. El fiind nepotul și unicul moștenitor al artistei, își amintește cu nostalgie acele timpuri când învăța la internat și când venea sâmbăta și duminica, mătușa Eleonora Romanescu îl lua la ea și îl îngrijea ca pe propriul fiu. Țin minte cum a pictat lucrarea asta, desenam și eu, este și încă o schiță făcut la care ei se află în colecție. Este mama? Da, este mama Eleonorei Romanescu. Și din coace iarăși avem iarăși mama. Asta este vecina care o parte din obiectele a dat înapoi când a venit. Asta este cumnata. Bunicii. Și asta este altă vecină în care el iar trăiau foarte bine. Puteau să vină, să ajute una pe alta, să împrumute cu ceva una cu alta. Bătrânele satului, așa se numește această lucrare. Da. Talentul ei incredibil de a face din oamenii satului personaje reale, un amestec fascinat de tipaje, fiecare cu destinul său, unul mai spectaculos decât altul. Știți, când un om e talentat, el e talentat. Așa și cu Leonora, ea și pictează și cântă foarte frumos. Asta a fost tot una mângâierea noastră, cânte cu ei, foarte muzical. Și povestește frumos.
pentru mine totdeauna a fost, nu știu cum, știți, ea e dintr-un sat foarte frumos din inima țării. Satul se conducea în așa fel încât își satisfăcea toate nevoile sufletești și morale și materiale înăuntru lui. Și s-au format niște formații sociale, mie îmi face impresie că perfecte. Și probabil că ele vin undeva așa de demult și parcă în aceste unități sociale parcă rămân urmele și a societății grecești și a codului roman și mai târziu a creștinismului primitiv, cum toate astea se văd urmele pe bază și de respect, de ce spun eu, codul roman, de respect reciproc între oameni. Ea pentru mine era reprezentanta acestei lumi, acestei lumi pe care o întâlnești la creangă, în amintiri din copilărie, care și cunoscând-o pe ea și satul ei într-o oricare măsură, simți mai bine. De ce creangă așa? Nu vroia nici la școală nimic, vroia înapoi în satul acela să stea să facă parte din această societate, din această comuniune, din aceste obiceiuri care erau acolo toate, larghețe cu care sunt, simțul umorului. Și uite, astea toate erau la Leonora. Pictura artistei vorbește despre aceea ce suntem și de unde venim. Mai este ceva tulburător, emotiv în opera Eleonorei Romanescu, culoarea, ce îndeplinește o funcție stilistică multiplă și de aceea joacă un rol principal. Potrivirea cromatică din pânzele pictoriței favorizează apariția unui colorit cu diferite variații, adecvat firii ei poetice, scrie Lucia Purice. Arta trebuie, cere sacrificiu. Da, deci s-a sacrificat în totalitate arta. Da, da, da. Până în ultim moment a lucrat, a pictat, a rămas și o lucrare care a trecut numai de senă. O pânză așa, cam un metru pe metru, a rămas numai de senă, nu-i terminat. În 1976 i se decernează premiul de stat pentru ciclul Meleagul Natal. În 1986 i se conferă titlul de artist al poporului din Republica Moldova. În 1996, Ordinul Republicii. În anul 1997, premiul Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, iar în 2013, premiul național. În anul 2018, i se conferă Ordinul Meritul Cultural al României în grad de comandor, categoria C, arte plastice. Lucrările Eleonorei Romanescu se păstrează în mai multe muzee și colecții particulare. La Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca și Constanța, la Sala de Expoziție a Palatului Parlamentului România, la Muzeul de Artă din Moscova, Rusia, muzeele de artă din Kiev, Lvov, Ușgorod, Ucraina, la Muzeul de Artă din Dușanbe, Tajikistan și altele. Eleonora Romanescu rămâne ca una dintre cele mai importante și cele mai bune artiste ale peisajului panoramic. Se cunoaște că peisajul panoramic este o zonă destul de dificilă de abordat de artiști, pentru că aici este vorba de spațialitate, iar Eleonora Romanescu încearcă să trateze suprafața oarecum aplatizată, în același timp dobândește spațialitate pe seama acordurilor de contraste, contraste uneori simultane, dar de multe ori prin dizolvări de la cald la rece. Deci acele peisaje mari panoramice sunt expuse tot în această sală și sigur în antesală tot am expus de asemenea lucrări mari.
Eleonora Romanescu a cules culorile cu oglinzile sufletului, cu bătăile inimii, cu dragostea tainică pentru ele, care o poartă mereu în suflet. De îndată ce eu sunt născută pe acest pământ, de îndată ce eu am absorbit de cum am trezit pe această lume, anume această viață din Moldova, din viața satului, din și chiar și a orașului și unde am învățat și toate acestea, probabil că, pentru că eu nu pot să fac altceva decât chiar să vreau, decât totuși ceea ce mă înconjoară. Vreau eu sau nu vreau, eu exprim anume această viață pe care o cunosc bine și pe care o simt. Avem nevoie de eroi, așa cum avem nevoie de hrană și de iubire. Artista rămâne a fi eroul acestui pământ pe care l-a binecuvântat prin discursul ei artistic.